știri, evident, despre care putem vorbi. Am spus de Mircea Lucescu, ar fi venit cei de la Beşiktaş la București după el. Acum, să ne dăm noi cu părerea cât este plauzibil să plece sau să ducă Mircea Lucescu la Beşiktaş, cred că este pur și simplu ține de la nivelul lui, sau în fine, la momentul la care a ajuns, ține de voința lui. Se pare, nu știu... Păi dacă a venit de la București, părerea mea că se și face. Se și face? Nu e, Nea Mircea a fost acolo, este apreciat. Da. A luat ultimul titlu cu Beşiktaş, nu? Și dacă au venit la București, mă gândesc că nu au venit doar așa să servească o cină și să plece. Eu cred că se pun la masă. Nea Mircea a dorit să continue cu siguranță. E ca la VAR, dacă te-ai dus să verifici, e clar. Trei sferturi. E pe corect. E pe VAR. Perfect. Perfect. Așa este. 90%, dacă s-au dus acolo, gata. Ai dreptate. Da. Deci asta e. Dacă 100%. S-au deranjat până aici. Dacă au venit, da, e clar. Că, și cred că îl vor convinge până Mircea să continue. N-ați ce spui. Ce să zic, că a tot stat la cel mai înalt nivel și a avut și o perioadă în care a stat acasă și nu cred că i-a prins foarte bine. E foarte complicat pentru el să coboare nivelul, pentru că bănuiesc foarte mulți dintre microbiști și l-ar dori în România. A ținut tot timpul la nivelul unde a lucrat, la nivelul salariului și e foarte bine că vrea să-și continue cariera chiar și la această vârstă, la cel mai înalt nivel. Este dorit acolo. Trebuie să recunoaștem că e un nivel superior față de ce găsește la noi. Da, bineînțeles, dar nu aș văzut. Asta ar fi următoarea întrebare. De ce nu vine la, nu știu, la Dinamo sau nu mai știu unde, dar e foarte greu ce să vede. Pentru că nu mai are putere să mai facă mecenat. Asta zic, da. Nu mai e. Dinamo are un antrenor. Are nevoie de un sistem care funcționează perfect și vine doar cu geniul lui, să zicem. Va veni și timpul Narcis când se va întoarce și probabil că nu va antrena. Cred că va fi la un alt nivel decât să vii să rânești la Dinamo. E de înțeles că vrea să fie la cel mai nivel. Are energie să o ia de la capul. Vin la Dinamo sau la Rapid? Dacă, prin absurd sau prin, nu știu, printr-o minune ar fi vrut să vină, nu venea ca să-și pună training-ul pe el, să înceapă să antreneze. Era un acționar, bineînțeles. Da, consilier. Să vină așa, nu, dar ce la Beşiktaş nu vin ca să fie acționar acolo. Nu, să fie ca antrenor. Da, dar la nivelul ăla poți să-ți iei 5-7 secunzi, poți să-ți facă toată munca asta fizică și tu vii doar cu geniu, să zicem. Da, da. Cu tactica, strategia, gândirea 70, și ochiul. 79 de ani în curând. Da. Este incredibil, Mircea Lucescu. Da. Sunt 45. Bine, anii 70, ieri. Nu ieri. Ieri a fost eliminat din Cupa Franței. Fie Clermont-Ferrand. Avem câțiva antrenori care sunt la vârste înaintate și care continuă din punctul ăsta, din perspectivă. Dar acum, sigur, între știrile momentului ar fi Damian Djokovic, care s-a înțeles cu Rapidul. Rămâne ca el să se elibereze de FCSB. Cum se pare mutarea, Flăni? Foarte bună. Foarte bună. Damian Djokovic, dacă nu se întâmpla să fie luat în vizor de către patronul FCSB-ului, începuse campionatul extraordinar. Și eu cred că în poziția acolo unde vrea să-l ia Rapidul chiar are nevoie de un jucător ca și Djokovic acolo. Problema este dacă se va rupe de FCSB, pentru că aici e clar problema e financiară, cred eu. Da. Evident. 100% este financiar. Ori au niște bani să-i dea și îi spun îți dăm drumul liber, dar nu-ți mai ai bani. Mă zic că astea sunt Narcis. Da, discuțiile. Și... Sau mai am contract, mai am contract. În vară, mai dai încă 6 luni. Eu nu sunt convins dacă îi dă drumul atât de simplu. Mai ales că e o contracandidată. Ne-a ce mai aminte că și cu campanie. Au pus și clauze să nu joace în meciurile direct. Da, cu campanie. Și eu cred că e o mutare extraordinară pentru Rapid. Dacă se face. Încă o dată, nu știm dacă se face. Da. Avem informații, am informații doar că, într-adevăr, clubul s-a înțeles cu el în principiu. Chiar dacă verbal patronul... Pentru că oricum ele și în ultimele 6 luni, deci ei pot vorbi cu el, pot vorbi cu jucător. Și s-a mai întâmplat. Avem, pe exemplu, Waida și cine mai a fost? Cine? Waida și Cristian. Iulian Cristian. Da, bun, da. Waida și Cristian erau la alt nivel cumva, adică ei chiar ajunseseră aproape indezirabili acolo. Oare, la FCSB. Nu, Djokovic chiar nu merita să joace. Păi și Djokovic la fel indezirabil în momentul ăsta. Da, este indezirabil dintr-un capriciu al lui Gigi Becali. Adică nu este indezirabil, nu a devenit indezirabil pare extra din punct de vedere fotbalistic. Da, adică la el este ceva extra fotbalistic. Nu știu, nici n-am avut impresia că nu a avut meciuri minunate și Gigi Becali. El este și un tip dificil. Țineți minte că au fost episoade când era la CFR, când deși juca și era unul dintre liderii echipei, da, au fost niște frecușuri pe acolo, au fost niște lucruri Cristi cu el. Sunt jucători cu personalitate puternică. Djokovic face parte din această sau categorie. Capricios, sau adică cred că el pare capricios. Mi se pare un jucător extrem de serios. Nu cred că vorba de cum... De exemplu, capricios, trebuie să spunem de Omrani, nu? Capricios.
Dar Djokovic chiar mi se pare chiar mofturos. Dar Djokovic mi se pare un tip extrem de serios. Prin tot ceea ce face, cum se manifestă și în afara terenului. Mai zic o dată, el nu a avut meciuri fabuloase, că totuși. Dar în poziția lui nu poți să ai spectaculoase și fabuloase. A jucat bine de 2-3 ori și în urmă primul meci modest a zis gata, nu vreau să-l mai văd. El trebuie să joace de 7 în fiecare meci, nu trebuie să joace de 10. Da, a avut meciuri, a avut meciuri de mai mult de 7, dar a avut meciuri de mai puțin de 7. Adică, sigur că patronul intervine acolo, ai zis ce discreționar, după cum îi sunt toanele sau după cum vede el ceva într-un meci. Dar trebuie să vezi că dacă jucătorul e impecabil, mai rar. Eu mă aduc aminte că chiar la emisiune vorbeam în momentul când a semnat și am bănuit că nu există chimie între cele două părți, adică nu putea să reziste mult, ținând cont cum sunt. Da. Acum îl mai eliberează sau nu? Că s-ar zis, nu știu, stai că am nevoie de el. Îl țin aici să stai. E posibil orice, după părerea mea. Nu se semnează... Să-l ții un jucător pe margine, să-l plătești, nu știu, ce știu, are cam în jur de 20 de mii, nu? Salariul da, până. Cam așa e, da. Eu cred că este o cheltuială foarte mare. Păi se mai dai până vară încă 80 de, încă aproape 100 de mii de euro. Da. Pentru ce? Nici nu-l folosești, spui public că vrei să... Scap da, de el. Dar da, poate să existe și... Doar că nu l-ai dat unei contracandidate. Unu. Doi, dacă tot îl dai, vrei ca întrebări să nu mai să întrebi contractul amiabil, să nu, să nu mai... Ori poate el zice, vreau niște bani. 100%. Din ăștia câți mai am de luat până la final. Iar FCSB ar putea să zică, păi, vrei și bani, vrei să pleci la o rivală, nici nu luăm bani pe tine, că asta... Ideal, în astfel de situații, e bine să n-anunți unde te duci sau să n-anunți jucătorul. În condițiile care toată țara știe că putea. Ajunge rapid. Ca și cum s-ar putea. Se mai poate, poți să obții o hârtie, că poți să te transferi. Și a doua zi ești la Rapid. Și a doua zi ești la Rapid. Așa e complicat când a agitat toată liga, Superliga. Mai da, să spui tu că s-ar putea să ești sceptică. Mai poți să mai semnezi și un document și să-l mai ții și să-l registrezi doar când se poate? În termen legal, bineînțeles. În termen legal, nu vorbiți de lucruri ilegale, că nu sunt. Păi, de asta am specificat, că m-am gândit că... Dimediat, vorbiți în calitate de analiști sau de... De impecabil, la chestia asta la noi totul. În fotbal nu este totul ilegal, totul este... Nu, dar n-am inventat noi nimic, stai neștit. Nu, nu, dar auzi, dar nu s-a părut că am fi vrut să cumva să... O luăm într-o direcția bună, dacă se poate. Noi am aprofundat. Exact. Am văzut exemple rele și aici, dacă pot aia... La granița regulamentului poți să mergi dacă e legal. Dar știi care e problema, Radu? Că în orice situație, în situația lui Djokovic, acum nu mai el câștigă. Da. Pentru că ia și de acolo și de acolo. Și mai ia probabil încă un an jumătate de contract pe un salariu foarte mare. Da. Pentru el, el este cu siguranță câștigător. Da. Interesant. Asta va fi interesant și interesant mai ales cu jucători care... Uite, sigur că FCSB dă bani mulți, dar începe să dea și Rapid și la un moment dat s-ar putea să zic, vreau să vin la clubul ăsta unde nu iese patronul să mă facă terci dacă au un meci puțin bun. E un mediu sănătos la Rapid, așa este. Da, nu știu dacă asta va conta. Se tot precipită lucrurile. Mircea Lucescu înțeleg că are Florin o informație. Da, am primit un mesaj de la cineva din zona de acolo, un impresar foarte... Și mi-a zis că în proporție destul de mare lucrurile sunt clare. Păi tu ai și spus mai devreme că dacă au venit aici după merge el, la normal, normal au venit ca da, eu cred că da. Să merge semneze. Propoziția destul de mare lucrurile, cred că se pot închide în seara asta. Cei de la EM Sport publică o poză cu Djokovic în cantonamentul Rapidului. Deci lucrurile sunt precipitate și aici, dacă a ajuns în cantonamentul Rapidului... S-au semnat documentele. Da, altfel nu. Uite, l-avem totuși repede că... Mulțumim ca patronul de la FCSB. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mulțumim! Voiam să întrebăm repede de tot dacă îi dați drumul lui Djokovic să ducă la Rapid. Asta ne interesează. Păi da, i-am dat drumul. A, gata, s-a făcut. Da. Da, drumul. Dar el acum am înțeles că s-a înțeles cu ei cu Rapid. Păi el se înțelesese, dar trebuia doar ca să se desprindă de... Să, bine. Și în ce, FCSB. În ce condiții a plecat? Păi el a plecat, ce mai contează? V-au dat niște bani pe el? Ceva? Totuși. Normal. Cine să dea bani? Rapid. Rapid, doar nu... Am dat eu bani. Bun așa, luam cum și noi. Ați dat bani Rapidului? Nu, am dat bani lui. A, lui. O să audă de 100 de mii că i-ați fi dat ca să plece, e adevărat? Nu, 70. 70. Bun, și cu ce i-a dat Rapid, mai face o dată Crăciunul, Djokovic. Păi da, nu, și Revelionul. Nu, el și meme spunea, dar eu i-am zis, bă, Mihai,
Noi dacă facem un contract, trebuie să-l respectăm. Că, domnule, nu că e cineva aici incorect sau nedrept sau nu știu ce. Omul, dacă are contract, trebuie să-l respecte. Are contract. Când vrei să plece, negociezi cu el. Nu-ți convine, îi dai omului salariu și cu asta basta. N-ai ce să faci. Dar ce nu v-a plăcut la el, de fapt, de nu l-ați mai vrut? Nu, n-are rost să discutăm asta. Acum, dacă omul pleacă, se duce la o altă echipă, e frumos să vorbesc despre el? Poate că nu știu eu, poate că nu mă pricep la fotbal, poate oamenii poate duce acolo și sparge noi, de unde să știu, nu? E un motiv fotbalistic sau extrafotbalistic, dacă puteți să ne spuneți asta? Nu, în niciun caz, extrafotbalistic în niciun caz. Okay. Se antrenează extraordinar, extraordinar de serios. Nu, așa am hotărât noi. Uh-huh. Fiecare hotărăște cum crede. Ce să spun că ceva nu? Am înțeles. Nu mai vreau să mă apuc. Dacă zic de jucătorii mei, zic de ai mei. Uh-huh. Că sunt ai mei și sunt, pot să-i cer. Da, acum da. Gata, nu mai e la revedere. Bun. Dacă nu mai e omul, e frumos. Ce să... Da. Mulțumim, trebuie să mergem către un meci. Mulțumim pentru intervenție și pentru informații. Mulțumim. Da, e clară, povestea e clară. Djokovic la Rapid, puteți să schimbați acolo, îl puneți pe Djokovic. A venit Mojirilă pentru Djokovic. Deci a luat, fii atent. Că Mojirilă nu era așa bogat. Deci atenție, el a luat și de aici și 100% și de la Rapid, că se duce liber la Rapid. Da. Eu zic, eu mai știu și cotul care a fost la FCSB și a plecat la echipă din Liga 1. Luase de la FCSB la semnătură când a ajuns acolo 100.000, după 6 luni a plecat la o echipă, a luat 200.000 la semnătură de la echipa cealaltă, plus 2 ani jumate de contract. Focuri de artificii. Spune-mi repede despre Dinamo, că nu mai avem mult timp și vine peste noi un meci din Cupa Spaniei, dintre Lugo și Atletico Madrid. Ia uite, să-ți imagini de acolo. Se joacă la Lugo. După cum arată stadionul. Lugo, nu știu, chiar uite asta. N-ar fi Santiago Bernabeu. Nu. Lugo, Liga 4, nu? Liga 4 sau Liga ceva 4, de genul ăsta. Păi am văzut reacția lor când a fost tragerea sorții. Nu, e Vanda ar fi trebuit să fie. A celor de la Lugo. Aia Atletico, de... nu? E Atletico. Atletico. Sau cine a fost? Cei care jucau cu Real, mi se pare, nu? În Galicia sunt, auzi, în Galicia. Încă Vigo, pe acolo. Lugo, Vigo, pe acolo sunt. Ne documentăm imediat. Zim-te de Dinamo, repede. Păi Dinamo e în perioada de pregătire, au plecat, au luat cu jucători. Interesant, dar la fel, ultimele 7 luni nu a jucat datorită faptului că a reziliat cu Al-Ittihad și... Da, dar... Compensează până experiență, până a jucat are un deci TV, se pare un transfer. Da, mi se pare un transfer. Excelent, da. Cunoaște foarte bine antrenorul, cu siguranță că au discutat înainte de a veni și eu cred că este un strat. Aveau nevoie zona, dar mai au nevoie și de alte poziții și uite că din păcate lucrurile se mișcă greu. Nu e ușor să vii la Dinamo acum. Pentru că e vorba de, îți iei și un risc. Dinamo plătește acum niște salarii, dar nu face contracte mai mari, am înțeles, de 6 luni, plus opțiune eventuală. Nu, dar contracte mari? Eu cred că plătești și 15.000 de euro. Caută jucători și cu 15.000 de euro pe lună. Salariul pe lună, da. Ah, ok. Uite că până la urmă s-a